cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, am intrat în anul Mântuirii 2018. Suntem într-un an cu totul special pentru istoria țării noastre și pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. Anul 2018 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca an omagial al unității de credință și de neam și an comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. În Episcopia Caransebeșului, acest an 2018 va fi marcat de mai multe evenimente culturale, spirituale și artistice. Pentru că știm foarte bine că în urmă cu 100 de ani, păstor al acestei istorice eparhii a fost vrednicul de pomenire, episcop Evie Miron Cristea, care alături de ceilalți intelectuali reprezentanți ai românilor din Transilvania și Banat, au fost prezenți la Alba Iulia la 1 decembrie 1918, iar din partea Bisericii Ortodoxe Române, episcopul Caransebeșului, Elie Miron Cristea, a pecetuit acest mare eveniment, de la care, iată, aniversăm 100 de ani. 100 de ani de când românii din țara românească, Moldova și Transilvania viețuiesc și se roagă într-un singur stat, România. De aceea, în acest an, credem că episcopia noastră va avea o agendă frumoasă și bogată, o agendă culturală și spirituală, care va marca, așa cum se cuvine, centenarul Marii Uniri. Îl rugăm pe milostivul Dumnezeu, iată, la început de an nou, să binecuvinteze clerul și poporul binecredincios din această de Dumnezeu păzită eparhia Caransebeșului și să ne ajute să fim mai uniți în jurul Bisericii, celei una sfântă, sobornicească și apostolească, să fim uniți în jurul crucii Mântuitorului Hristos și să fim aproape unii de alții, în unitate nu formală, ci ființială, de credință și de neam. Să-L rugăm pe Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeu, Cel unul în ființă, întrăit în persoană, să ne ajute nouă românilor ortodoxi, tuturor celor care viețuim în acest spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, creștinat de cel întâi chemat la apostolat, Sfântul Andrei, să fim cu adevărat mai buni, mai uniți și mai rugători. Să încercăm ca anul 2018 să fie pentru toți un an mai bun și să se vadă roadele credinței și lucrării noastre. Să nu uităm că atunci când suntem împreună, când suntem uniți, suntem mai aproape de Dumnezeu, mai puternici și, bineînțeles, suntem pe calea pe care ne-a arătat-o Domnul. Căci El ne-a spus, fiți uniți așa cum și eu cu Tatăl una suntem. Să fim uniți, să fim iubitori, să fim aproape și la bine și la greu și să ne purtăm sarcinile unii altora.
Să împlinim cuvântul Apostolului Pavel, care ne îndeamnă și ne spune: bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Să-i mulțumim Domnului pentru anul care s-a încheiat, 2017, și să-L rugăm insistent să binecuvinteze cununa anului care a început. Să-L rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne dăruiască tuturor sănătate deplină și să trăim pentru credința noastră strămoșească, pentru biserica noastră, pentru câștigarea mântuirii și a vieții veșnice, să trăim cu toții la mulți fericiți și binecuvântați ani. Un an cu folos duhovnicesc dorim tuturor preoților, diaconilor, monahilor, monahiilor, credincioșilor și credincioaselor din istorica episcopie a Caransebeșului. La mulți ani!